și care te obligă foarte mult. Acum, nici nu pot să vă fac declarații că vă măresc salariile sau pensiile, nici nu pot să vă spun că o să fac nu știu ce. Dar în orice caz, în domeniul legislației, acolo pot să fac. În legislație pot să fac. Știu că românilor le place ceea ce le intră în buzunar. Asta este. Legislația nu intră în buzunar, legislația te ajută să-ți faci un cadru pentru viitor. Dacă vrei să ai un cadru pentru viitor, e ok. Oamenii care vă promit astăzi nu se vor ține niciun de cuvânt, pentru că ei promit numai la lege, după care își văd de propriile interese. Asta este politica la România. Ai ajuns, îți vezi de propriile interese. Nu te mai interesează ceilalți. Vin alegerile, trup și suflet dedicat, slide-uri, mititei, bine că o să mai dau găleți, că eram în China, consul general, și trimise Evanghelie pe omul să-i fac rost de ceasuri și telefon. Și am spus, pleacă-mă de aici, că te iau cu toți puradei tăi. Ce rușine. Deci, asta era politica. Trimiteau în China oameni care le să facă umbrele, găleți, geci, ceasuri, telefoane și așa mai departe. Așa se făcea socială. Steam și Moldarul vrea să-i cred. Acolo vezi, când ești într-o poziție din asta, vezi tot felul de oameni de strec pe acolo. Eu m-am chinuit cu nevastă